Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare prieteni, bine ați revenit la Out of the Box, emisiunea care vă pune la încercare credințele și astăzi în mod special sărbătorile Salutare, Loran Balint. Loran Balint este specialist în marketing, om de publicitate, invitatul nostru permanent la emisiune, lector, profesor de-a lungul timpului la mai multe instituții de învățământ din România și din sezonul acesta v-am promis că lucrăm cu date de la agenția sa, de la Publicis, divizia Data Intelligence, care scoate date despre noi pe care voi, în mod obișnuit, boți le folosiți ca să vindeți lucruri mai bune și mai frumoase. E, ca să înțelegem, nu ca să vină, ca să înțelegem mai bine publicul cu care comunicăm. Astăzi ne-am gândit să vorbim despre sărbători pentru că vine vertiginos Halloween în România <coughs> și iar începe dezbaterea. ce cu asta că nu e sărbătoare românească? E sărbătoare? Nu e sărbătoare? Ce faceți cu ea? De ce să sărbătorim acest lucru de import și dă și luptă pe rețelele sociale? Și am vrut să vedem. Este Halloween de adevăratele sărbătoare în România? Uite, o întrebare foarte bună și fără data nu cred că reușeam să răspundem la chestia asta, așa că ne-am uitat un pic la uh, ce fac românii, dacă fac ceva românii special de Halloween. Adică ați definit sărbătoare ca făcând ceva special, nu ca marcând. De întrebarea cu ocazia căror sărbători faceți ceva special, de obicei împreună cu familia sau prietenii noastre. Adică cu ocazia căror sărbători, okay. este asumat că este o sărbătoare. Halloween, 15% dintre români declară că fac ceva special de obicei. 15%? Mie mi se pare un procent semnificativ pentru că vorbim de ceva nou în zona da. noastră, și deja 15% declară că fac ceva special cu ocazia Halloweenului. Adică e un public deschis către acest tip de import? Este un public deschis pe, spre a face lucruri haioase, spre a sărbători, cred că mai mult decât import. Dacă toți mă și eu la mine ce am făcut în istoric de Halloween, am făcut dovlecei simpatici, ciudați, unii mai haioși, mai reușiți, alții mai puțin. Am avut niște petreceri la agenție de Halloween costumați. Și probabil Dar dacă mă predătit... întrebi astăzi și dacă ar trebui să zic ce este halloween ul sau care-i povestea lui, Venind spre emisiune am zis, păi, n-am nici cea mai faptă că n-aș putea să explic ce este Halloween-ul și exact, care este bine. original și nici nu mi-am propus să mă mai uit o dată pe gură. Știu că am auzit povestea de 5 ori, 7 ori, 10 ori, 100 de ori, tot am intrat pe o rechea mea și pe cealaltă și nici nu mi-a păsat și nici nu mi pasă. A da, noi și... este un obicei undeva la sfârșitul octombrie, nu știu care e exact data. Cred că am cumpărăm... uitat eu acuma, pe 31. A, Cu... acolo, d -acolo pe 30. Dar... Cred că nici nu are 31 octombrie. Dar da, are sau... 31. Dumnezeu știe, da. Uite că, ce este că ce facem, luăm niște dovleci și începem să-i căsăpim. Și avem la sfârșitul... 3. Uh, da, pe, pe, trei... e pe 31. marți, 31 octombrie 2023. Mm -hmm. Și culmea pentru noi va fi prima dată după mulți ani în care copilul fiind la studi în Irlanda. Uh, o să avem doar doi dovlecei și o să primim o poză cu un dovleac căsăpit probabil pe alte uh, meleaguri. Apropo, în Dern Irlanda este săbătoare mare, este zi liberă uh, și uh, deja se, pe se pregătesc de petrecere pe acolo. Dar uh, pentru noi personal, nu Halloween în sine, ci este încă un moment în care, băi, hai să facem ceva haios. Pentru că dacă sau acum oamenii să se gândească ce ați făcut anul trecut pe 30 sau 31 octombrie nu știu, chiar nu știu Ma, eu știu Pe că jumătate. am făcut niște dovleci care erau haioși, simpatici, cu un dinte mai mare cu un dinte mai mic e. O... Amintire. dar sunt toate dezbaterele astea și tot apare, mamă, Sfântul Valentin anul dragonului, anul șobolanului, șobolanului tigrului, nici nu știu ce an toate chestiile astea care vin peste noi și ne dar mănâncă chiar, Sfântul Valentin e tot de import cum ar veni, e sărbătoare, uh -huh. adică se ține Sfântul Valentin culmea este un cam la nivelul Halloween-ului 13% Ah, deci 13% dintre uh, românii cu vârsta de peste 15 ani declară că fac ceva special de uh, Sfântul Valentin. Adică ies uh, Valentin. în oraș cu iubita, fac un cadou, chestiuni um, de genul um, ăsta. Așa, uh, aici e un subiect uh, mai mare pentru că Sfântul Valentin vine, e o sărbătoare mai specială, ca să zic așa. Uh, dar mai pe finalul emisiunii o să ne întoarcem un pic la Sfântul Valentin. E interesant pentru că nu putem vorbi, cred că, despre Sfântul Valentin fără să vorbim despre Dragobete. Așa și aici, se Dragobete Dragobete 15-13, deci 15% Dragobete, 13% Sfântul Valentin. De ce a câștigat Dragobete? Da. <laughs> deci sunt în marja <laughs> de eroare, sunt acolo. <laughs> păi bun. Sunt cam la fel. Partea haioasă aici zâmbeam uh, uitându-mă peste numere. Uh, când vine vorba despre Dragobete sau Sfântul Valentin, femei bărbați, sunt cam pe acolo numerele, dar în număr absolut sunt mai multe femei care sărbătoresc Sfântul Valentin sau așa și putem glumi că sărbătoresc bărbați cu mai multe femei, adică un bărbat cu mai multe femei, dar diferența de semnificativă este în marja de eroare. Ce sărbători mai ținem? Să ne uităm un pic prin ele, da. Să vedem ce, când de fapt, când de fapt, Fac românii ceva special de sărbătoare, da. adică chiar constituie. Crăciunul cu 81%. Ok, de acord. 81%. Da? Locul 2 de loc ne aștepta Paștele cu 72%. Ok. Ce este interesant la Paște, în schimb, este că mediul urban versus rural este o diferență. Dacă la Crăciun este cam la fel, în urban doar 64% dintre cei care locuiesc în urban declară că fac ceva special de Paște, 81% în rural. Deci aici e, e o diferență. Anul nou 70%, ziua de naștere 64%, deci nu toți românii fac ceva special de ziua de naștere. Sfântul Nicolae 48% pentru că se dau cadouri pe 6 decembrie. Pe 6 decembrie, dar uite da, uite și Sfânta Maria 37%, pe 15 august. Cea pe, 5 de pe 15 august, august da. Pezim da. Da. de ziua națională. Da, da, am lăsat un pic deci, suspans, iliberă, lăsăm da. un pic suspans pe toată lumea. Unul dintre trei români declară că face ceva special de ziua uh, națională. Okay. Uh, deci 33%. Dar de ziua femeii. Mai puțin decât de 3 decembrie, ceea ce e un pic surprinzător, uh, 29%. Da. Uh, mărțișorul 28%, deci ziua femeii și mărțișorul cam pe acolo. Deci 28% dintre români fac ceva special dar de declară că fac ceva special. Dar toată lumea de dă mărțișoare, atenție. Aici, da, chiar am avut noi o conversație înainte de emisiune, de multe ori, în schimb, este văzută ca o coruadă. Adică, mama mea iarăși trebuie să mă duc să cumpăr mărțișoare și să dau la toată lumea, ceea ce e trist, dar este, una, este o realitate. Adică, procentul celor care dau mărțișoare așa, s-ar putea să fie mai mare. Ce... În mai, 25%? Da. Deci, pe măsură da. ce... Sărbătoarea pare așa mai mică, sunt mai puțin. Ce concluzii? Sau de fapt? Hai să ne întoarcem un pic la Sfântul Valentin și Dragobete, Pentru că aici e tot timpul discuția noi de ce nu sărbătorim dragobetele, de ce Sfântul Valentin. Uite, 62% dintre cei care sărbătoresc Sfântul Valentin sărbătoresc și dragobetele. Sunt îndrăgostiți. Da, este e încă o oportunitate să sărbătorim. Super tare, hai să sărbătorim, hai să ne bucurăm. 8% sărbătoresc atât dragobetele cât și uh, uh, Sfântul Valentin. E bine să ai timpul ăsta de bine. sărbători? Sau cum interpretezi toate datele astea? Mă uit și văd că se extinde plaja de sărbători, încet, încet. Uh, și asta vine la pachet cu libertatea pe care o avem astăzi. Nu mai trăim într-o societate în care trăim așa... Vine și se zice ce trebuie să sărbătorim. Trebuie să sărbătorim pe moș pe 26 ianuarie trebuie să sărbătorim pe și Nicolae Ceaușescu și întreaga națiune sărbătorește și tot. Pe 1 martie era Stalin și o grămadă de alte date. Rău, Pe 1 martie date. e mărțișorul, e clar. <laughs> și aici îți spune puterea socială că pe 1 martie îl faci. Deși, după cum vezi, doar o treime dintre români fac asta cu o bucurie, adică fac ceva special din 1 martie. Uh, pentru că e dreptul și libertatea lor. Nu sunt obligați să, să sărbătorească în martie. Și aici este partea interesantă, pentru că toate astea sunt lucruri care se întâmplă în societate, dar, atenție, nu totul e despre noi. Adică nu toate e pentru noi și nu trebuie să facem și noi totul. Și aici, în societatea de astăzi, avem butoane de mute, ca să zic așa. Putem, inclusiv în social media, poți să dai, I'm not interested, nu sunt interesat în asta, nu sunt interesat în asta, nu sunt interesat în asta. Și nu o să mai vezi conținut legat de Halloween la televizor. Sunt sute de canale la care ne putem uita, zeci de canale în limba română. Nu trebuie să stai. mai este momentul în care lăsai pe un singur canal TV și te uitai la canalul respectiv și ți se dădea... Dar, lor Balin, totuși cei care aleg să facă asta au un... poate o amintire suplimentară. Deci da. cum ai povestit-o acum că sculptezi dovleci, e... uh, ai sculptat da. dovleci cât era copilul în România. Aici fac ai... eu o paralelă cu un celebru banc cu, de, care ține de vicii și este cineva care nu are un anumit viciu și zice viciosului, băi, uh, dacă nu ai fi cheltuit atâția bani cu viciul tău, ai fi putut să ai astăzi un Ferrari din banii economisiți. Să uite se. și zice, bun, unde ți-e ferrari tău? Că nu văd niciun Ferrari parcat în față din banii pe care ai economisit. La fel și aici, Halloween, mamă mia, uh, poți să te gândești în urmă cu un an ce făceam și nu făceam nimic sau făceam ceva. Mi se pare că ești în câștig dacă faci uh, și dacă îmbrățișezi uh, uh, lucruri. Acum, sunt lucruri de import. De ce? Pentru că nu avem un an calendaristic atât de plin cu sărbători românești. Adică dacă stăm să ne uităm la 12 nu avem atât de, de, multe. Este loc de altele noi. Dar la fel cum la noi este loc de altele noi și în lume este loc de altceva. Ce am exportat noi? Vrei să exporti o sărbătoare? Da, românească? hai să să, 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 să ne unim cu bulgarii sau cine mai au mărțișor și așa și să începem să încet, încet să-i facem pe cât mai mult să îmbrățișeze. Avem milioane de români care muncesc în străinătate. Dacă milioane de români care muncesc în sănătate ar îmbrățișa ei în primul rând mărțișorul și ar crede în mărțișor uh, și ar începe să ofere mărțișoare jur, s-ar putea să ajungem ca în 10-15 ani să spaniolii să fie, bă, de unde mai apărut un mă mărțișorul ăsta acum, 1 martie, fi la naibii de români, ne-au dat uh, Ce chestie, uh, din niciodată. <laughs> este... Dar de ce ar trebui să exportăm asta? De ce nu? Pentru... Este... De ce nu? Pentru ca să fie românesc ne construim brand de țară, ne construim Mărțișor, ne spune... nu m-am gândit niciodată facem asta cu ziua ei. ziua ei sărbătorită, Foarte... cred instituțional, da. prin diverse organisme românești peste tot în lume da. și ei le circulă, adică Nu ar fi luat ele lumea cu asalt dar sunt. La blues român și toți care au fost La blues, implicați, da, 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 bravo da. lor nu am măsurat, nu știm, n-am data legată de ei. o să introducem și ea măsurătorile noastre, dar da, este un exemplu foarte, foarte bun și care trebuie să avem grijă să uh, continuăm. Uh, la 1 martie întrebarea este ce va vesti el 1 martie, pentru că în ultimii ani, dacă stăm să ne uităm, 1 martie este sezonul de schi, atunci începe că exact, schimbările da. climatice, în decembrie primăvară și în februarie-martie se duce lumea la schi. Dorința de primăvară. Mulțumesc tare mult, Loran Balint. Săptămâna viitoare în discuția noastră Către o altă sărbătoare, cred că ăsta este termenul corect, marea sărbătoare a cumpărăturilor. Am vrut să măsurăm și să vă spunem ce înseamnă Black Friday pentru români. Dar ne întoarcem într-o săptămână. Mulțumesc tare mult! Out of the box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balit.